Conform calendarului, examenele vor avea loc în perioada 23 mai-10 iunie, după cum urmează. La clasa a 6-a, 23 mai, limbă și comunicare, 24 mai, matematică și științe. La clasa a 4-a, 30 mai, limba română, 31 mai, matematică și 2 iunie, limba maternă. Clasa a 2-a, limba română, 6 iunie, scris și 7 iunie, citit. Limba română pentru minoritățile naționale, scris și citit pe 7 iunie. Matematică, 8 iunie, limba maternă, 9 iunie, scris și 10 iunie, citit. Evaluările se vor desfășura în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei școli. La clasa a 6-a, comisiile județene trebuie să stabilească un interval orar unic pentru desfășurarea testelor pentru toate școlile din județ. La clasa a 2-a, elevilor le vor fi date testele și vor fi supravegheați de învățătoarea de la clasă, însă la clasele a 6-a și a 4-a, administratorul de teste este un profesor care nu predă la clasa respectivă. Examenele se vor desfășura în sălile de clasă în care elevii învață în mod obișnuit, acestea fiind adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe copii.